Alin Sălăjan, val de reacții după nominalizarea lui Albert de la Survivor. Oamenii și-au dat seama de teatrul ieftin pe care îl face băiatul ăsta. Războinicul Alin Sălăjan de la Survivor a publicat o serie de mesaje acide pe pagina lui de Instagram. Războinicul Alin Sălăjan de la Survivor România 2021 a părăsit competiția din Republica Dominicană, dar continuă să urmărească cu sufletul la gură ce se întâmplă în show. Cu ochii pe canal D, fostul concurent din echipa albastră l-a făcut praf pe Sorin, după ce a aflat că el și o parte dintre colegii de echipă aveau de gând să-l nominalizeze spre eliminare pe Albert. Voi ați văzut ce am văzut eu. Sorin dădea vina pe Albert și el nu-și asuma punctele pierdute. Până când? Sorin, în loc să vorbească despre jocul de imunitate din această seară, încerca să ne mintă că nu știu ce puncte a făcut el acum o lună jumate până când, mă băiatule. Ceea ce mă bucură este că oamenii și-au dat seama de teatrul ieftin pe care îl face băiatul acesta, cum încearcă, întotdeauna, orice situație nefavorabilă să o întoarcă și să o facă favorabilă pentru el. A spus Alin Sălăjan de la Survivor România pe pagina lui de Instagram, în timp ce urmărea, cu sufletul la gură, emisiunea. Te iubesc, fratele meu. Te iubesc, Albert. Ești fratele meu până la capăt, i-a transmis Alin, fostul concurent de la Războinici, prietenului său din competiție, pe care îl susține în continuare. Cam aceasta este diferența dintre Sorin și Albert, ceea ce ați văzut mai devreme, în momentul în care au votat Sorin și Albert, a mai adăugat Alin Sălăjan, după ce a văzut voturile Războinicilor. Albert de la Survivor România, nominalizat spre eliminare. După ce a aflat că a fost nominalizat spre eliminare de colegii lui de echipă, Albert de la Survivor România 2021 a declarat că se aștepta să primească această lovitură din partea Războinicilor. Da, mă așteptăm, am avut oricum niște discuții cu colegii, mi s-au spus motivele, nu este o surpriză. Fiecare și-a spus părerea, unii votează din punct de vedere social, alții sportiv. Asta este Survivor, trebuie să votezi. Știu în ce m-am băgat, merg mai departe. Randamentul meu sportiv pe partea de îndemânare a fost mai slab, dar nu cred că doar ăsta a fost motivul, din partea unora, cel puțin. Mi s-a mai spus că nu sunt adaptat, diferite motive, fiecare are motivele lui, le respect, vom vedea ce va fi, a spus Albert Oprea.